Sâmbătă a fost o zi dedicată acțiunii de împădurire în zona lacului Doi Bacău, cunoscută sub denumirea de Pădurea Gherăiești. Deși aparent era o zi răcoroasă de toamnă, soarele și-a făcut prezența în pădurea ce s-a deschis în fața zecilor de oameni adunați să o reîntregească. Invitația de a realiza această acțiune a fost lansată de Clubul Regional de Ecologie, care este și custodele ariilor de protecție specială avifaunistică din cadrul situlului Natura 2000. Lacurile de acumulare Buhuș, Bacău, Bere. Alături de voluntarii ecologiști, ei și-au propus să respecte natura, să o protejeze și să invite comunitatea să facă același lucru. Doamnele din clubul Lions Artemis Bacău au sprijinit cu drag această acțiune, ajutate de copii și de către soți, în a planta zeci de copaci în pădurea din ce în ce mai rare fiată. Niște copăcei mai mari pentru care fac băieții gropi la hârleț. Aia chiar trebuie făcute gropi. De la optimismul tuturor celor prezenți a făcut ca acțiunea să fie una extrem de plăcută, iar sentimentul că fiecare își aduce aportul la protejarea naturii să fie unul sincer. Cel mai plăcut aspect al acțiunii a fost al contribuției la educația și simțul ecologic al copiilor, care au fost de departe cei mai entuziasmați că pot salva pădurea, chiar dacă fac un gest simplu de a ajuta la ținerea unui puiet pregătit să fie plantat. Au fost și copii mai benevoli care au dorit să fie activi la tot procedeul împăduririi și au fost îndrumați cum să sape o groapă, să planteze puieți, să acopere bine cu pământ pentru a-i proteja de frigul de peste iarnă, astfel aducându-și aportul la acțiunea de împădurire. Așa, hai! Ține așa, ține-ți mâna! Așa! Cel mai... Te aduci cu gașca? Asta, tu ai până la start, tu ziceai că tu ai mai funzi mai mari. Nici mai de mult. E primăvară. Crească mare, așa, ca voi. Atât Clubul Regional de Ecologie, cât și Clubul Artemis Lions Bacău și Clubul Lions Sfântul Gheorghe Bacău au stabilit că această acțiune va mai avea o continuitate, cel mai probabil în primăvară, când vor putea evalua puieții care au rezistat iernii, dar și pentru a demara o nouă activitate de ecologizare.